Incidența cazurilor de COVID-19 din municipiul Rădăuți a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori, fapt pentru care Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădăuți a decis să treacă orașul în scenariul galben începând de marți, 5 ianuarie, ora 00. Trecerea în scenariul galben permite redeschiderea restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor la 30% din capacitatea spațiului. Acestea pot desfășura activitatea în intervalul orar 06:23, iar respectarea în măsurilor igienico-sanitare este obligatorie. Totodată, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și activităților cu publicul, la operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 06:23. De asemenea, se păstrează restricțiile de circulație după ora 23, fiind nevoie de o declarație pentru a se circula pe timpul nopții.